Un incendiu izbucnit la o anexă a mistuit două case din Timișoara. Focul a cuprins și autoturismele parcate în garaj. Două persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar una a fost transportată la spital cu arsuri. Pompierii militari timișeni au fost solicitați să intervină de urgență pe calea Ursen din Timișoara pentru stingerea incendiului. Au fost alertate detașamentele 1 și 2, iar la fața locului s-au deplasat 28 de pompieri cu 6 autospeciale de stingere, o autoscară mecanică, o autospecială de serviciu, precum și două ambulanțe saj cu asistent. Ajunși la fața locului s-a constatat că incendiul a izbucnit la o anexă cu propagare la două locuințe. Flăcările au mistuit acoperișul și anexele de la parterul unei case pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați, precum și patru autoturisme parcate în garaj. La cea de-a doua locuință, focul a cuprins acoperișul de aproximativ 150 de metri pătrați și o anexă cu lemne. Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurt circuit electric la un cablu electric defect în garaj.